Raluca astăzi a dus florii pentru mame în casa Mireasa, le-a oferit la fiecare în parte câte un buchet de la Lele, le-a urat la mulți ani și o primăvară frumoasă, le-a luat și câte un scurt interviu. Apoi a discutat Raluca și cu fetele, le zicea că băieții nu au avut voie să primească cadouri de acasă pentru o martie, pentru a le oferi fetelor și așa că s-ar putea ca băieții să fi confecționat ei anumite lucruri, anumite surprize. Le-a întrebat pe fete dacă se așteaptă să primească ceva. Maria spunea că ea nu știe ce să, la ce să se gândească, dar ar aprecia orice dacă vine din partea lui Albert. Antonia spunea că se așteaptă ca Valentin să-i ofere un cadou astăzi, să fi confecționat ceva. A discutat și despre eliminarea, despre cursa de eliminare de astăzi. Spunea Antonia că ea își dorește din suflet ca oamenii să-l voteze să rămână în casă Valentin. Dacă, nu, dacă va pleca, ea o să facă tot posibilul să-l cheme înapoi sau își va cere eliminarea ei. A fost întrebată și Laura dacă așteaptă cadouri de la Cristian și a spus că ea crede că acesta Cristian este îndemânatic și s-a descurcat, a pregătit cu siguranță ceva. Delia a spus că ea nu se așteaptă la nicio surpriză pentru că nu are cine să o surprindă. Raluca a întrebat, totuși, Dedi, crezi că nu o să-ți pregătească ceva? Iar Delia a spus că ea și Dedi au hotărât că niciunul nu-și mai doresc ceva mai mult și că vor rămâne prieteni. Eliza uh, era întrebată de Raluca dacă a mai planificat vreo farsă pentru această gală, a spus că nu. Apoi a discutat puțin despre cursa de eliminare în care este Cristi și era întrebată Eliza ce își dorește pentru el. Iar Eliza a spus că își dorește ceea ce și Cristi își dorește și anume să plece acasă pentru că el asta își dorește. Spunea Eliza că ea și-a rugat și susținătorii să-l voteze să plece pentru că trebuie să-i dai libertate omului și dacă îi dai libertate îi faci un bine, dacă el asta își dorește, ea acceptă și și-a rugat susținătorii să îl susțină să plece acasă.